Primarul reales al orașului Sein, Gabriela Tulbure, a prezentat la Teleplus Maramureș câteva dintre planurile pe care administrația locală le are pentru perioada următoare. Iar pe lista de priorități se află și un teren care ar urma să fie achiziționat pentru construirea unui parc industrial în urbe. Noi ne vom canaliza toate eforturile pentru a cumpăra o suprafață de teren în Intravilan, într-o zonă care se pretează pentru a deveni parc industrial, deoarece vrem să atragem și în acest fel investitorii. Să știți că, din păcate, când am preluat primăria în 2012, primăria orașului Sein nu mai avea în rezervă un teren care să se preteze pentru un parc industrial. Eu, de când am preluat primăria, am cumpărat, cred că, 5 terenuri. Am cumpărat teren să fac stație de biogaz, teren să fac bloc ANL, am cumpărat teren să fac parc. Și asta pentru a putea face investițiile dorite în oraș. Din păcate, orașul Sein în 2012 nu a mai avut rezerve care să se plieze și care să poată corespunde unui parc industrial. În acest moment suntem în negociere, deocamdată nu pot să vă spun că vom semna un contract de vânzare-cumpărare într-o lună sau în două, deoarece proprietarul cere o sumă care este peste evaluare. Edilul a spus că primăria nu poate să ofere suma cerută. Gabriela Tulbure speră că proprietarul va înțelege că se face investiția pentru oraș și va accepta prețul oferit de administrația locală. Parcul industrial ar putea fi construit pe 9 hectare de teren situat în Intravilan și care are și utilități.